Salut, sunt Ilinca și astăzi o să vă răspund la întrebări. Facem un Q&A pentru că n-am mai făcut unul de mult, cred. Am luat întrebările astea de pe Instagram, fiindcă m-am rugat acolo să-mi puneți întrebări și dacă nu știați, Instagramul meu, unde sunt și foarte activă, cât de cât încerc, ok? Este Ilinca, link în spate, dați-mi un follow. Da, da, acum, haideți să începem. Ăsta e telefonul Evei. O să fac un fel de story time ca să vă spun ce s-a întâmplat cu telefonul meu. Dar, da. Începem. Cât de bun este gyros? Dacă nu știați, gyrosul este ca un fel de shawarma, doar că e grecească și nu e shawarma. E mult mai bună. Nu știu cum să-ți explic cât de bun este. Imaginează-ți că tot ce e mai frumos, toate visele tale, totul, nu știu, deci tot ce mai... Sunt toate la tine în gură și îl mănânci și... E bun. E printre mâncărurile mele preferate. Asta sunt foarte sigură de asta. Ai renunțat la YouTube pentru un iPhone X. De ce ai face așa ceva? E doar un iPhone. E doar un iPhone, zic eu, cu un jamul iPhone. Ce telefonul fie ăsta? Ai avut primul sărut? L-am avut acum pentru voi. Gata, pot să pleci. Mulțumesc. Ai și alte stiluri în afară de vintage. Asta e chestia despre mine. Eu... Nu mai plânge! Asta e chestia la mine. Ok, deci pot să mă asortez până la cel mai mic detaliu. Pot să fiu atât de... asortată sau... stilată. Sau astăzi pot să fiu vintage, mâine pot să fiu girly, poimâine pot să fiu grunge, pot să fiu orice și cam am toate stilurile astea, le combin pur și simplu, adică nu mai sunt un singur stil, sunt mai multe stiluri combinate și stilul meu. Malu, dacă te dai jos să le arăt un pic ținuta, jos. De exemplu, acum port topul ăsta care ar putea fi vintage, dar port acești pantaloni cargo, gen... Da. Cum ți-a dispărut bretonul? Nu știu dacă știați, dar există o chestie care se numește timp și o chestie care se întâmplă în timp cu anumite lucruri, adică cresc, se dezvoltă, nu știu cum să spun. Adică pur și simplu mi-a crescut părul. Bretonul nu e ca o extensie, îl iei, îl pui la loc, nu e așa, adică uitați-vă, ăsta e bretonul, ok? Ăsta e bretonul și eu, bine, mie îmi crește și foarte repede părul dintr-un motiv sau altul, dar ca să înțelegeți de ce, ce, era la, pe aici și acum e aici. Și toate asta din octombrie, deci eu în octombrie m-am tuns. Și astăzi e aprilie, suntem în aprilie. Dar pur și simplu mi-a crescut părul. Ai vrea să faci un tatu? Place că ai spus tatu, n-ai spus tatuaj, trebuie să spui tatu. Da, sunt foarte, foarte sigură însă că o să am un 3 tatuat pe undeva pe mine. Gen cifra 3, pentru că... Vă interesează? Nu. Așa că nu o să vă explic. Ce te reprezintă cel mai mult? Acest cartof. Ce culoare au ochii tăi? Ochii verzi, niciodată să nu-i crezi. Nu știu ce ochi am, de fapt, adică poate sunt... În viitor ai fuma? Nici în viitor, nici în prezent, nici în trecut, niciodată n-aș fuma. Chestia e că am făcut și o promisiune tatălui meu și mi-a zis dacă vrei să fiu fericit, să nu fumezi. Și am zis ok și am promis și chiar asta o să fac. Nici voi nu fumați. De ce? E o prostie, frate. Îți strici sănătatea, îți strici frumusețea, îți strici... Dai bani, e oribil. Ce zodie ești? De ce țipi? Sunt zodia Leo și o să fac un video cu zodii. Get ready, o să fac un video cu zodii pentru că îmi plac zodiile. De fapt, da, o să fac două videouri cu zodii sau mai multe, de bine ce vreți, dar o să fac un video cu zodii, super. Sunt curând, sper, da. Ești moldoveancă? Da, dar pe jumate. Da, chiar, nu știu de ce am făcut cu ochii. Melodia preferată? O să-mi iau copyright dacă o pun. Yeah.
Nu o sună așa de fapt. Am făcut-o o pitighetă ca să nu-mi iau copyright, dar se numește Deja Vu. E în greacă, e o piesă în grecească, mă rog, grecească. E gen rap, habar n-am. Dar nici nu știu de ce îmi place atât de mult. Și faptul că o uram, deci prima lună când a ieșit o uram. Și acum de o lună jumate, două, în continuu și nu mă plictisesc. Gen vreau să mă plictisesc și nu mă plictisesc de ea. Adică acum câteva zile au plecat ai mei și eu am rămas acasă să fac curat. Și în timp ce făceam curățenie, primele 3 ore de făcut curățenie, am ascultat-o pe repeat. Și nu am plictisit de ea, sau de fiecare dată, pe repeat. E piesa mea de bucurie, piesa mea de plâns, piesa mea de dans. Dar da, asta e piesa mea preferată. Când te-ai epilat prima oară? Ce-ți place la un băiat? Păi, nu vreau să zic că vai să fie înalt, dar e drăguț un băiat înalt. Nu-mi plac ochii albaștri. Dacă, mai ales, doamne, deci aud că se uite că zic, băieții de la unde zic ochii albaștri. Doamne! Ești fată sau băiat? Asta a durut! Nu ține că arăt ca un copil de clasa a 5-a, dar... Fată! Care este mimul tău preferat? Toată viața mea e un mim. Ce faci de paste? Sos. Bine, asta e o glumă veche, dar chiar am crezut că ce paste, știi? Măcar spune un pân mare acolo, bă! Bă. Astăzi e Paștele. M-am trezit, am mâncat, după m-am dus afară și am mâncat și probabil să mă ies odată și să nu mai mănânc. Cum arată crush-ul tău? Bine. Nu vreau Q&A! Scuze. Ți-ai dorit vreodată să apară de tar? Dacă mi-am dorit. Nu. Pentru că, vedeți, cum aș fi eu? Adică eu am dinții super dubioși, dar sunt ok. Adică... ăștia sunt încă legați. Aici sunt încă legați, aici nu se știe eu, nu? Și sunt foarte mari dinții ăștia din față. Numai zic că am colții super ascultiți. Dar, gen... eu cu dinții perfecți, drepti, așa, ar fi foarte dubios, nu știu. 1 plus 1 egal cu 2. Mersi de întrebare. Ce membru preferi din Above the Hood? Eu pe Hawk. Încă învăț, știu, o melodie sau două din Above the Hood, ok? Învăț, dar... Probabil și eu tot pe Hawk, datorită lui Deja Vu, dar habar nu. Acum probabil n-ați înțeles nimic. Chestia e că cu fata asta, Bianca? Bună! Ne-am întâlnit acum 2 ani când am fost de prima oară la aeroport. Și ea locuiește în Grecia, dar cred că e din România sau ceva, dar mă urmărește pe YouTube și pe Instagram și așa. Și Above the Hood, o trupă de din Grecia. Care e cel mai prostesc lucru făcut de tine? Fac prostii într-una, gen chestii, nu prostii chestii, adică tâmpenii, adică de ce ai făcut așa ceva. De exemplu, poate pentru unii asta pare dubios, pare prostesc, pare copilăresc, pare cumva. Eu de fiecare dată, dacă ies afară, ascult și muzică pe box sau pe telefon, mă rog, dacă mă simt bine, încep să dansez. Nu contează, sunt în mijlocul drumului și țopăi și dansez. Bine, story time. Prietena mea, cea mai bună, are un frate mai mic. Și de fiecare dată, acum ceva vreme, când mă duceam la ea, îmi dădea câte un Axibilt sau mai multe. Și odată mi-a dat un Axibilt de... care nu e de unică folosință, știi, lipește acolo, pe care poți să lipești doar cu un pic de apă, s-a scuipat. Și credeam că l-am pierdut, dar într-o seară mă duceam, mă rog, pe aici, l-am găsit în buzunar și m-am bucurat atât de tare, mi l-am lipit în frunte, cred că l-am îmbrăcat și cu aceeași bluză, stăt așa. Și mi l-am lipit așa în frunte. Și m-am dus la supermarket, m-am dus pe stradă, deci nicio problemă și nu mi-e rușine, gen, nu mi-e rușine să mă duc așa. Adică, asta poate pare prostesc, așa sunt eu când sunt fericită. Dacă nu, sunt pur și simplu un cartof supărat. Ceva rochițe. Eu zic întrebări pentru Q&A și am zis ceva rochițe. Okay. Nu ești nevoită să răspund fiindcă o întrebare cu subiect mai sensibil. Părinții te sunt divorțați? Nu ești sensibil, adică a fost acum... Mai puțin fac 10 ani! Mamă. Da, părinții mei sunt divorțați. E ok? Mai bine, așa, adică chiar sunt foarte fericită. Nu că s-au divorțat, dar cum sunt lucrurile, adică cum e viața mea. Sunt ok, sunt mulțumită. Toată lumea fericită.
Și cam asta a fost totul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like videoclipului, un share prietenilor voștri, fiindcă asta m-ar ajuta foarte, 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 foarte mult. Și mă abonați la canalul meu. Asta a fost și noi ne revedem data viitoare. Pa! Super! Poți să taci, creatura lui Dumnezeu?